Bună tuturor! Mă bucur să vă văd din nou, sunt foarte ciufulită astăzi. Voi filma un clip în colaborare cu Gianina și cu Alexandra. Vă pup pe amândouă, este pentru prima oară când colaborez cu voi și sunt foarte, foarte încântată. A fost o colaborare așa, fulger, și clipul o să fie fulger și chestia o să fie fulger, tot ce o să facem. Am decis să facem o coafură fulger, o coafură pentru Revelion, să vă dăm niște idei, să facem ceva interesant. Și eu sunt în pană de idei pentru Crăciun, pentru Revelion și eu habar nu am ce să fac, cum să-mi fac părul. Și atunci am scormonit la mine prin dulap, prin debaraj și prin toate lucrurile. Doamne, ce-mi stă părul. L-am spălat și l-am uscat de cât. Am scormonit prin dulapul meu, prin debaraua mea și am găsit rulurile astea de ceramică de Babyliss, care le am de la Crăciunul trecut, dacă nu mă înșel, le am. Și le tot am și am să le tot am. Și nu le-am folosit niciodată. Deci nu le-am folosit niciodată. Din lipsă de timp, din lipsă de chef, din... Mă rog. O să le folosim acum. Sunt foarte curioasă dacă o să mă descurc, dacă o să pot să vă arăt ceva frumos. Sunt cu părul făcut varză acum, varză, varză, varză. Trebuie să bag piaptă în el și mi-e groază să bag piaptă în el. Nu uitați să intrați și pe canalul lor. L-aveți în descriere. Gianina, încă o dată te pup și te iubesc foarte, foarte, foarte tare. Aveți în descriere canalurile lor, să vedem ce au făcut și ele. Sigur, au făcut ceva mai fashion decât mine. Eu încerc să supraviețuiesc acestor bigudiuri, dacă se numesc bigudiuri. Și o să le pun la încălzit să vedem ce o să iasă până la urmă. Sunt foarte curioasă dacă mă voi descurca, pot să zic că am emoții. Hai să luăm un... Astea vin pe mărimi, agrafele astea. Wow, am încurcat-o. Am încurcat-o că nu mă descurc deloc. Stă și vecinul pe balcon să de la mine. Să vedem. Nu, deci astea fric de nu mai poți. Chestiile astea frig. Serios că frig. Adică... Asta e bigudiu. Hai să ne luăm o șuviță de păr. Și să începem. Părul meu e lung. Părul meu e foarte lung. Hai să vedem, să vedem, să vedem, să vedem. Părul ăsta a ieșit de pe aici pe undeva. Cam așa era cu bigudiuri. Când am văzut că sunt decât 20 de bigudiuri de astea, am zis, uah, nu o să-mi ajungă. Nu o să-mi ajungă 20. Dar de unde? Nu le-am folosit pe toate. Este pentru prima oară când îmi pun chestiile astea în cap și sunt foarte neîndemânatică eu cu lucrurile astea. Sunt curioasă ce va ieși, așa că voi sta vreo 8-10 minute cu chestiile astea în păr. Ce fac cu prostia asta? Stai așa să văd, poate... Și să-i pun un pic de un mic. Ai, și se mai prinde cu o clemă de asta. Wow, deci clemele astea stau în cap, zici că am ciori în cap. Aici, l-am prins.
Și să vedem ce să fac eu timp ce o să fiu cu bigudile astea în cap, sunt curioasă. Năpârlesc. Tot, a mai rămas un fir de păr, tot. Sunt curioasă cum vor ieși buclele, deoarece ați văzut și voi. Este destul de greu de pus. Bine, e pentru prima oară, presupun că dacă îmi fac așa puțină practică, sau dacă mă și eu tutoriale cum se pun bigudurile în cap, o să fie mai bine. Nu să văd reacția celor din casă când o să mă vadă așa. Mira! La cabeza que tengo. Que no lo has visto. Pues no sé lo que me he puesto en la cabeza, tía, para hacer el vídeo. A ver cómo queda luego, ¿sabes? Ya ves. Me voy. Nu știu dacă să mi le dau încă jos. Reacția celor din casă n-a fost atât de minunată. Să vedem ce se întâmplă dacă mi iau un bigudiu. Sunt curioasă. Sunt bucle destul de drăguțe. Hai să le punem la locul lor. Nu! Așteptăm să iasă mai. Mai varză! Hai! Sunt bucle legere, după cum vedeți. Eu cred că dacă îmi bag pieptăl în păr. Pieptăl meu este foarte greu de... Am spus pieptăl. Părul meu este foarte greu de aranjat, deci părul meu stă drept și atât. Atât, atât, atât. Atât. Ia să vedem. Să vedem. Care e următoarea? Asta o să fie următoarea. Eu nu prea... Să vedem dacă focalizează telefonul. Eu nu prea sunt obișnuită cu buclele astea legere. Nu mi le-am făcut practic niciodată. Cam asta e ceea ce mi-a ieșit. Eu cred că dacă îmi prind până așa, o să fie mai ok. Și cam asta a fost clipul. Nu am să mă aranjez, nu am să mă machiez, nu am să... A fost atât. A fost un scurt clip cu o coafură rapidă pentru anul nou, pentru Revelion sau pentru Crăciun, pentru ce vreți voi. Eu am vrut să încerc cu această ocazie aceste bigudiuri pentru că le-am acolo puse de foarte mult timp. Și uite că pentru prima oară nu a fost rău. Chiar mi-a ieșit bucle faine, zic eu. Nu. Părul meu este foarte rebel, foarte rebel, dar eu zic că a funcționat. Trebuie să aveți răbdare dacă vreți să folosiți chestii de genul, pentru că eu cred că e mai ușor de folosit aparatul ăla de făcut bucle, undulatorul, decât... Ce vorbesc ăștia? Decât buclele astea. Dacă aveți pe cineva care să vi le pună, wow, e super, da? Eu cum am stat și m-am chinuit aici singură, dar oricum rezultatul, sincer, îmi place. Și acum să... Hai că nu fac altceva decât să-mi fusticesc părul pe aici. Cam atât a fost videoclipul de astăzi. A fost un videoclip în care, wow, a fost un dezastru. Am încercat să folosesc chestiile astea ceramice de la Babyliss.
Dacă nu aveți răbdare, nu vă recomand să vi le cumpărați. Chiar nu vă recomand. Este o șmecherie care am văzut-o pe internet și n-am reușit să o fac. Bine că ai căzut. În a pune chestiuțele astea pe bigudiuri, n-am reușit. Deci a fost un dezastru total, așa că am rămas până la urmă cu acele cleme și a fost ok. Vă invit să vedeți și clipul fetelor. Aveți în descriere canalurile lor și v-am pupat. Ne vedem într-un următor videoclip.